Bună seara, stimați cetățeni, stimați colegi. Vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor prezenți în această sală. Vreau să vă mulțumesc tuturor care ne privesc acum online și din Republica Moldova și de peste hotare. Nu, piesa care ați auzit-o acum nu a apărut din întâmplare, deoarece am ales această piesă a maestrului Mihai Volântir pentru că ea reflectă viața adevărată a poporului nostru. La noi știți cum? Cu părere de rău, în special în ultimii 30 de ani, la un colț de masă cineva plânge, dar cineva cântă. Noi moldovenii știm ce înseamnă atât bucuria, cât și durerea. Cum lumina și întunericul sunt mereu alături de noi. Eu merg înainte pentru a aduce mai multă lumină în viața oamenilor noștri. Iar cei care au semănat întunericul să răspundă pentru acest lucru. Stimați prieteni, drumul pe care a mers Republica Moldova în ultimii 30 de ani a fost total greșit. Toate guvernările ne-au ținut prizonieri ai propriilor lor interese și orgolii. Iar interesul oamenilor de rând nu a fost luat niciodată în serios. În ultimii ani situația a devenit și mai gravă. Pentru că actuală guvernare le-a promis oamenilor nu doar o schimbare, dar schimbări foarte multe. Ce au primit oamenii în schimb? Oamenii în schimb au primit degradarea, minciună și haos. Promisiunile au fost de multe, foarte multe și fantastice, încât săracii oameni și-au pierdut complet încrederea în politicieni și în instituțiile statului. Mulțumesc astăzi colegilor mei din partid și cetățenilor Republicii Moldova că mi-au oferit posibilitatea de a lupta și pentru ei și pentru viitorul nostru comun. Astăzi noi suntem obligați să schimbăm acest sistem putred și să le redăm oamenilor șansa de a trăi într-o țară dezvoltată și prosperă. Anume, din aceste motive, am decis să candidez pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Astăzi degradarea socială și degradarea economică au atins cote inadmisibile. Mai departe să înțeleagă fiecare cetățean că avem în față doar o prăpastie. De asta sunt oamenii atât de triști și atât de amărâți. Și nu contează să află ei astăzi în țară sau în afara țării plecați la muncă. Oamenii au fost mințiți și batjocoriți. Au tras toți de la ei, și la stânga, și la dreapta. Și așa, cu părere de rău, s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Eu, însă, vreau să-i duc pe oamenii înainte. Să mergem înainte cu toții. Singuri pe cont propriu. Să ne facem drumul nostru și viitorul nostru aici, acasă, în Republica Moldova. Ca să ne fie clar că astăzi Moldova poate fi salvată doar printr-o dictatură a ordinii în interesul statului și a responsabilității față de cetățeni. Această dictatură trebuie să baige spaima în hoți, corupți și trădători și să le redea cetățenilor libertatea.
Eu voi fi președinte pentru oameni de afaceri, pensionari, medici, bugetari, profesori, tineri și toți cetățenii de rând. Însă, eu voi fi dictator pentru cei care au furat, s-au bătut joc și se bat joc de țara noastră în continuare. Și voi fi cel mai dur dictator în istoria globului pământesc, anume pentru ei. La noi oamenii deja s-au deprins că în ultimii 33 de ani de independență, practic toți politicienii moldoveni au câte un buton, de la care pot fi deconectați. La unii butonul se află la Moscova, la alții se află în Occident. Stăpânii lor îi conectează și deconectează după bunul lor plac. Eu însă sunt cu adevărat liber și independent și doar poporul este cel care mă poate deconecta. Eu slujesc doar poporului Republicii Moldova și doar pe el îl ascult și îl voi asculta. Eu nu accept ca cineva să vină și să ne dicteze ce să facem și nu contează. Mie este absolut indiferent că este din est sau din vest. Vreau ca noi, cetățenii Republicii Moldova, să stăm cu capul și să nu mai depindem de poftile celor din vest și est. Mandatul viitorului președinte al țării trebuie să fie despre ordine, dreptate și bunăstare. Voi avea grijă ca toți părinții și toți copiii din țară să trăiască la fel ca părinții și copiii mei. Moldova are nevoie de o schimbare reală. Are nevoie de un președinte curajos care să-și asume răspunderea pentru tot și să nu caute vinovați. Pentru asta e nevoie de Republică Prezidențială. Ajunge cu colhozul din Parlament. Problemele trebuie soluționate rapid și eficient. Nu mai avem timp astăzi pentru proceduri. Intru în această cursă prezidențială nu doar pentru a-l învinge pe Maia Sandu. Că Maia Sandu este una din președinții care am avut în ultimii 30 de ani. Astăzi, obiectivul meu principal și a partidului nostru este ca să distrugem sistemul creat în ultimii de 30 de ani, care ne trage la fund și ne împiedică să ne dezvoltăm. De aceea, eu cer sprijinul vostru. Sunt pregătit ca alături de toți cei care cred și simt astăzi ca mine, să luptăm împreună pentru a trăi într-o țară de care fiecare cetățean să fie mândru. Eu în viață am spus, atunci când am venit în fața dumneavoastră, prima dată în 2014, am spus un lucru. Că la vârsta de 34 de ani, eu mi-am realizat toate visurile care le-am avut din copilărie și din anii studențești. În afară de unul, dar cel mai important, să fac tot posibil ca oamenii în Republica Moldova să trăiască mai bine. Vă mulțumesc!